Cozi interminabile s-au format în Florida în ultimele zile. Situația a fost criticată de experții în organizare, care au spus că asta se întâmplă atunci când oficialii încearcă să distribuie un vaccin care a fost distribuit în cantitate limitată la un număr prea mare de persoane, fără un plan foarte bine pus la punct. Mai mult, statul nu impune ca oamenii să fie rezidenți în Florida ca să primească vaccinul, iar unele persoane au reușit să fie privilegiate în obținerea imunizării. Strategia de vaccinare din Florida poate fi diferită de la un centru la altul astfel că cele peste 3,2 milioane de persoane cu vârstă de peste 65 de ani s-au confruntat deja cu mai multe probleme. Unele site-uri care s-au blocat în timp ce încercau să facă programări online, liniile telefonice sunt mereu ocupate, iar unii au ajuns chiar să stea zile și nopți la rând. Și asta, deoarece în unele spitale din Florida, vaccinul este administrat după principiul primul venit, primul servit, iar această situație a lansat haosul. În Fort Myers, oamenii au campat la centrul de vaccinare pentru a se asigura că prind o doză de vaccin anticovid.